Vrei să cumperi coins, intră pe facoinzone.com, ai un link în descriere, livrare rapidă. Salutare, dragi prieteni, și v-am găsit la un nou episod în care vom face lotul României pentru Euro 2016, băieți. Venim aici, site-ul se numește Eu sunt Puiu. O să vă las și link în descriere. Puteți câștiga și premii, dar mai întâi, hai să trecem la lot. Să alegem lotul naționale României care va merge la Euro 2016. Tătărușanu, Lung și Niță, părerea mea, ar trebui să meargă, sau Bani de Limon. Asta aleg eu, aveți și voi site-ul în descriere. Scrieți-mi ce ați ales în comentarii. Pe la fundași, da? Bun. Pe pozițiile de fundaș, Mățel, Pap, Chiricheș, Grigore, Găman, Toșca, Filip, cât să avem? 2, 4, 6, 7, încă unul mai putem lua. Și o să luăm pe la Tolovici, da? Bun. Pe în mijloc, da? Mergem așa un pic, ne uităm. O să luăm pe Stanciu, Maxim, Sân Mărtean, Popa, Torje. Da, Prepeța, Kim, o să luăm și pe o să luăm pe Pintili, un fundaj defensiv să avem acolo. Și o să luăm Ropotan, Hoban, pe cine să iau? O să și la pe Prepeliță, da? 1, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ok, mai putem la 1. Luăm pe, nu pe Big Falvin, luăm pe Rotariu, da? Bun. Pe poziția de atac, Andone, în atac putem să-i luăm așa. Andone, Chișeru, Rusescu și Alibek, după părerea mea. Deci ăștia sunt Tătărușanu, Lung, Junior și Niță, fundaș, Mățel, Pap, Chiricheș, Grigore, Găman, Filip, Toșca și la Tovlevici. Da. Da. Așa, am mijlocaș. Pintilii, Torje, Popa, Sân Mărtean, Maxim, Stanciu, Rotariu și Prepeliță. Și la atacanți, Andone, Cheșeru, Rusescu și Ali Bek. Dăm la toți, salvează lotul. Și avem aici 4 formații, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-3-2, 4-1-4-1. Eu o să aleg 4-1-3-2 pentru primul meci cu cei de la Franța în deschiderea la Euro. Și o să facem lotul în felul următor. Pintilii aici, Stanciu aici, Cheșeru cu Andone, încep Alibek și Rusescu pe bancă, Torje în locul lui Maxim, Popa îl lăsăm aici, Papa aici, bun. Și cam ăștia ar fi, de Tătărușanu în poartă, Pap, Grigore, Chiriche și Mățel formează linia de fund, Pintilii la închidere, mijlocaș defensiv, Torje, Stanciu și Popa în linia de mijloc și Andone, Cheșeru completează formația fiind atacanții României, după părerea mea. Pe bancă, Alibek, Rusescu, Rotariu, Prepeliță, Maxim, Sân Mărtean. Și cred că merge și Niță să-l pun. Oricum, asta zic să fie primul 11. Acum poate va fi un 4-2-3-1, s-ar putea să fie un 4-2-3-1. Și dacă ar fi un 4-2-3-1, aș pune așa. Să facem și un 4-2-3-1, da? Deci l-ar pune pe Sân Mărtean aici, cu Stanciu aici. Torje o să l-aș schimba cu Pintilii. Pintilii cu Sân Mărtean aici la închidere, pentru că Sân Mărtean poate să dea niște pase bune aici. Torje schimbat cu Adi Popa, Stanciu, Torje, Torje, Stanciu, Popa și Andone în față.
Mazel, Pop, Kirikesh, inverso, pardon. Mazel, Grigore, Kirikesh, Pop, e defunt. Pintelicus în Martean, mijlocaș defensiv, în Martean poate să și mai urce. Torje, Stanciu, Popa și Andone în atac. Formația se poate transforma și în 4-1-4-1 dacă Sămărtean urcă și Stanciu face loc și Sămărtean. Torje cu Popa merg mai pe benzi. O să vă las site-ul în descriere, faceți și voi același lucru, scrieți-mi în comentarii pe cine ați ales. Primul 11 măcar. Și mele, e-mailul și telefonul. Și dați, gata, am terminat, hai România, dați share pe Facebook și așteptați, poate o să reușiți să câștigați ceva de aici. Cam atât a fost, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut și susțineți România, apăsați și butonul de like, eu știu că ne putem califica mai departe de grupe. Eu v-am salutat, hai România! Ciao.